Nu știu ce să fac. Cât a fost? Kinga. Da. Cum a fost parcursul tău până aici? Mi-a plăcut foarte mult această experiență. Mă bucur pe deplin și în special persoane care m-a ales să fiu aici și că a crezut în mine. Cum atât ai fost? Mă bucur pentru tot și sunt onorată să vă cunosc pe dumneavoastră. Mă bucur pentru tot și, sincer, nu regret absolut nimic din ce am făcut. Asta sunt eu. Probabil nu m-am descoperit, nu m-am arătat așa în totalitate să mă descopere oamenii așa cum sunt. Din la ea. M-am atașat de fiecare în parte. De ce pleci de aici? Cu amintiri frumoase, pot să zic. Eu tot spuneam că îmi doresc un bărbat puternic, dar o femeie slabă nu poate să-și dorească lucrul ăsta. Mai întâi, cred că această experiență m-a făcut să devin o femeie puternică și pe urmă să am un bărbat puternic. Puternică. Deci această experiență pentru mine a fost mai mult să mă ajute pe mine să cresc, să mă dezvolt și pe urmă să cunosc pe cineva. Nu ne cred. Face bine ei acum. Credeai că o să pleci astăzi, sincer? Da, de asta în weekend eram așa. Adică, da, am simțit lucrul ăsta. Chiar aseară am primit... Deci nu doreai să pleci? Nu în totalitate. M-am crezut niciodată că o să nu pleci așa ceva. Nici, mă jur. Chiar aseară am primit de la o susținătoare un mesaj că fă legat de plecat, că te gândești să pleci sau să rămâi. Și nu știu, am simțit lucrul ăsta, i-am spus chiar și Nicoletei lucrul ăsta. I-am zis că mă văd cu ea în finală. Să și drizăm ăsta. Adică am simțit. Într-un fel eram pregătită. Nu am plâns pentru că urma să mă voteze băieții sau ceva, nu. Eu am fost pregătită și am venit pregătită de acasă. Deci mie nu vine să cred. Ce anume, Radu? Mie nu vine să cred. Eu sunt șocat. Nici, eu chiar nu mă așteptam. Mie nu vine să cred. Ea de 2 săptămâni tot îmi spune chestia asta. Mie de când am intrat. Ionuț, votul pe care îl credeai nul, a trimis-o pe Kinga acasă. Strategie, nestrategie, băieți, a fost votul vostru. Am plecat, dar nu și din viața voastră. Hai, ești. Andrei, e trist. Radu, ești supărat pe băieți pentru că au votat-o pe Kinga? Nu știu ce să zic. Eu sunt șocat. Atât. Nu sunt supărat pe nimeni. Nu. Până la urmă, asta a fost... Asta a fost parcursul în emisiune. Asta au fost voturile publicului. Așa a fost să fie, dar... Sunt șocat. Nu știu ce să zic. Eu l-am și visat pe Radu. Ai visat? Da, chiar în seara trecută. Da? Când ne-am îmbrățișat și l-am sărutat și am plecat, adică am știut că azi plec. Kinga,
Mă bucur că te-am cunoscut, ai grijă și de mie. Tine și nu uita că ești o luptătoare. Sunt. Bun, ia asta revedere. Mulțumesc. De la colegii tăi. Da, hai la noi prima oară. Schimbă-și regula, Kinga. Nu la noi prima oară. Nu, no, nu. No. Ah, da. Hai. Hai că începe, sorry. Hai că și de tine. Mult succes. În tot ceea ce faci. Trage tare să fii campioană acolo, în terenul tău. Să rupeți, sunt tot de putezi. Nu poți. Acolo, în terenul tău. Să rupeți, sunt tot. Succes, în continuare. O să mă pe Xenia. De grijă de tine, nu ai pe tine. Nu ai pe tine, ai grijă. Mulțumesc. E tare, să rămânem prietenul tău. Fii bine, tău? Să fii puternic, nu? Da, mulțumesc pentru tău. Mă rog. Rămânem prieteni, da? Și puternică și o să mai vedem, da? Bravo, hai! Mă grijă de tine, da? Și nu mai plânge. Gândește, la ce ți-am făcut cel mai rău. Încă o dată și plec. Cuțule. Îmi grijă de tine, da? Nu mai. Bine. Stai, stai. Ai spus cu două găli în urmă când a fost gala, așa, concurentul care va pleca se va întoarce. Se va putea întoarce. Da. Cum ar fi să fie Kinga? În gala 30. A fost fără eliminare atunci. A fost așa. A fost fără eliminare atunci. Kinga!
Da. Bine și nouă. A fost bine, nu? Da. Da? Știe sau nu știe? Știe, știe, știe! Sau stinga! Sunt șocată. S-a ridicat pielea pe mine, bujur. Nu, nu, copil. Dacă poți să completez, sub stare de șoc. În glorie a ieșit. Da. Frumos. Bravo. Chiar da. Am cum să fie bine. Aveți grijă. Nu, concurent.